fără toată echipa de PR, jurnaliști, oameni de televiziune, oameni de scris, oameni de net, care, cu care am făcut echipă o jumătate, un sfert de secol. Nu? De ce suntem astăzi aici? Pentru că noi avem această energie pozitivă, acest optimism, că lucrurile merg înainte. Chiar dacă, sau cu atât mai mult cât sunt și unii care cărcotesc pe seama realității din turismul românesc și de pe litoral, noi, adunând oameni din toată România, agenți de turism din toată România, avem două autocare astăzi cu noi, 100 de agenți de turism chiar din toate colțurile țării, venim să vedem cu adevărat ce e zvon și ce e realitate de la sud la nord sau de la nord la sud și să vedem și lucrurile bune, mai ales lucrurile bune care sunt în dezvoltare. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți toți aici, simt că suntem într-o echipă. Alături de mine este Ovidiu, știți, este ajutorul nostru pe PR local. Iar lângă mine este Bogdan Voican, el este Head of Contracting pe litoral și Delta Dunării, este și băiatul meu. A doua generație din cele trei din grupul nostru. Nu o să vă spun foarte multe lucruri până când începem să dialogăm, că nu-mi place monologul neapărat, dar sunt bucuros că după două zile de litoral am văzut lucruri noi. Am văzut lucruri frumoase, am văzut investiții, am văzut 5 hoteluri noi în Mamaia, în Eforie, în Olimp, am văzut hotelul care nu neapărat se laudă, dar lucrează și au cheltuit bani fie să modernizeze 3 corpuri de hotel cu mobilier absolut nou și tot ceea ce înseamnă draperii, cărdele, inventar mare și așa mai departe. Dar am văzut și oameni care au investit în zona asta a piscinelor, piscine cu apă încălzită, ceea ce e important. La fel cum vedeți și aici la hotel, au apărut stații de încărcat mașini electrice, ceea ce este un trend în mare creștere. Vacanțele pentru posesorii de mașini electrice sunt o provocare a momentului și un diferențiator în vacanțele noastre. Ați primit acest infografic care spune și cifre, știu că toată presa e foarte dornică de facts and figures și mai puțin de comentarii, asta e partea voastră, așa încât v-am pus la dispoziție și câteva cifre. Foarte interesant este, toată lumea mă întreabă cum sunt prețurile anul ăsta. Okay. Toată lumea, cum sunt prețurile anul ăsta? Și am un răspuns foarte interesant și adevărat în același timp, bazat pe zeci de mii, poate 100.000 de rezervări. Prețurile au crescut în țară cu 7% și pe litoral cu 9,4%. Dar fenomenul foarte interesant e că datorită inflației și a puterii de cumpărare, oamenii au cumpărat sejururi cam de aceeași valoare ca anul trecut. Cum o fi asta? Cum se explică chestia asta? Se explică prin faptul că a scăzut numărul de nopți medii de rezervare, de exemplu, de la 4 nopți în țară la 3,6 nopți pe rezervare, iar pe litoral de la 5,4 nopți la 5. Deci oamenii au cumpărat fie sejururi mai scurte sau poate fără masă, dar bugetul a fost același. Un buget de rezervare pe litoral e 2650 de lei în momentul actual, în timp ce în țară e mai mic, bine, și stau mai puțin, ați văzut, ca număr de nopți, e undeva la 2030 de lei pe rezervare. Și în general o rezervare conține 2 adulți și un copil, în mediu, ca să știm și ca număr de persoane. Deci, oamenii nu au stat foarte bine cu banii, dar și-au păstrat bugetele. În schimb, dacă prețurile au crescut, oricum au crescut moderat, nou, nu sunt niște creșteri atât de fabuloase cum am întâlnit noi, să zicem, în cazările internaționale, în turism internațional, unde am fost șocat mergând la târgurile internaționale în diverse capitale europene. Frate, 300 de euro pe noapte e un tarif obișnuit la un hotel de 3 stele lângă un metrou într-o capitală cum e Paris sau Londra, adică nu e ceva ieșit din comun și nu stai la 7 stele. Deci nu e chiar așa de grav din punct de vedere al prețurilor, suntem sub inflație, dacă e vorba,
Ceea ce înseamnă că e adevărat ce au anunțat hotelierii. Doamne, inflația e de 15-16%, dar noi am crescut prețurile foarte puțin. Și în unele cazuri, destul de multe, sunt motivate și de investiții care au fost făcute. De un upgrade în servicii. Care contează? Am văzut un hotel ieri în Eforie, foarte dorit și de altfel, dar care avea anul trecut, de exemplu, n-avea lift. Și când am intrat în el și am zis, da, da, voi trebuie să vă faceți și lift. Zice, uite acolo. Liftul noi. Piscină Infinity. A găsit un loc, a făcut. Deci lucruri care îmbunătățesc clar produsul turistic de la un an la altul și nu numai realitatea la care suntem astăzi e importantă, ci și dinamica. Adică oamenii, dacă văd că îmbunătățești pas cu pas, capătă încredere că lucrurile merg în dinamica asta. Repet, nu e totul lapte și miere pe litoralul românesc și nici în turismul românesc, dar noi, fiindcă suntem un grup care promovează doar vacanțe în România și o facem la nivel de România, că programul nostru ăsta e vacanța oriunde în România, vedem cumva realitatea din toată țara. Am fost weekendul trecut în Munții Buzău,